Bună, eu sunt Ana și bine ați venit pe asteroidul B612, planeta celor mai frumoase cărți pentru copii. Am avut o săptămână plină, vă mulțumesc pentru toate cărțile pe care le-ați trimis în campania noastră de donații, pe care le-ați adus de fapt în weekend. Astăzi este miercuri, în ziua în care registrăm filmul. Astăzi am trimis 10 pachete de cărți către copiii din Vrancea, către asociația din Focșani care le trimite în Vrancea și sunt foarte, foarte fericită. Sper să reușim să menținem așa acest vibe pozitiv pe tot parcursul anului cât durează campania. Puteți să donați în continuare, veți avea un link în subfilm, nu? Link în descriere. Da, ceva de genul. Ne așteaptă un sezon aglomerat pentru că începe Crăciunul. Fie, indiferent ce se întâmplă, Crăciunul tot o să vină. Asta este o chestie sigură. Ce ne propunem să facem săptămâna viitoare? Luni avem un story time foarte fain pe care tocmai l-am anunțat cu Aura Udor. Aura este o româncă care a lucrat timp de 15 ani cu Alteța sa regală, Prințul Charles, care s-a născut în sat din Transilvania și a avut o carieră impresionantă în Anglia și totul datorită cărților. Așa că o să avem story time foarte fain cu Aura, în care o să vorbim despre cum să crești un cititor, cum să facem ca și copiii noștri să se bucure și să beneficieze cât mai multe de cărți. Bun, și o să citim din Kangaroo, din seria Crash Series. Probabil că o să citim Kangaroo Crash. Probabil că știți seria Crash Series dacă ați fost la noi la librărie sau poate ați văzut-o la noi pe site. E o serie de povestioare în versuri în engleză, foarte simple, foarte simple în sensul de ușor de urmărit, foarte distractive. Nouă ne plac mult și o serie întreagă și cu cărți de colorat și cu puzzle-uri, jocuri. O să descoperim mai multe despre seria asta împreună luni. Bun, după care weekendul următor, în weekendul de Halloween, paranteză, dacă nu se aplică vreo restricție nouă până atunci, în clipa în care înregistrăm acest film, nu s-a schimbat nimic. În cazul în care nu se schimbă nimic, vom trăi și vom vedea. O să avem un weekend de trick or treat la librărie, cu alte cuvinte, dacă veniți îmbrăcați în personajul vostru preferat, poate să fie din cărți, poate să nu fie din cărți, adică, na, veți primi un treat, ceva dulce, ceva bun, sau poate nu va fi ceva dulce, o să descoperiți numai dacă o să vedeți aici și noi o să ne îmbrăcăm în costume, cel puțin așa plănuim și sper să ne distrăm. Ținând minte că avem în continuare o limită de acces de maximum 6 persoane indoor și, mă rog, ne descurcăm. Până acum ne-am descurcat cu limita asta și în continuare, în weekend, sâmbătă, o să facem story time la 11 dacă este frumos afară, după care pe 2 noiembrie am anunțat un eveniment foarte fain în care o să citim Cățelușa din Spital, evenimentul cu Aura și evenimentul cu Cățelușa din Spital, Storytime Special, o să fie online, o să fie live pe Facebook, o să le puteți vedea acolo, după care le vom urca și pe YouTube, așa că o să le puteți vedea și pe canalul nostru, la care nu e așa că v-ați abonat dacă vă uitați la filmul ăsta, nu e așa că o să-i rugați și pe prietenii voștri să se aboneze, nu? Da? Bine. Ok, mă bazez pe voi. Bun, să trecem la noutățile pe care le avem. Este aproape o ediție specială Cartea Copiilor, aproape, nu chiar, dar au apărut câteva notăți foarte faine, începând cu acestea, Veve și Omul de Zăpadă și Pisa și Cartea de Bucate, exact, care sunt două cărți cu clapete pentru bebeluși, două cărți cartonate cu niște clapete foarte drăguțe, în fiecare poveste deschizi o clapetă și descoperi câte ceva. Sunt foarte încântată pentru că, din păcate, se publică foarte puțin pe zona asta de 0-2 ani și, again, noi avem abonamentul și ne este foarte greu să găsim noutăți pentru bebeluși, dar acum avem două. Puteți să veniți la noi să le răspăiți, vi le recomandăm. Fiind Julia Donaldson, bineînțeles că și poveștile sunt foarte bine scrise și sunt foarte simpatice și cred că o să fie plăcut de citit și pentru copiii mai mari, dar sunt foarte potrivite încă din primele 6 luni de viață. Da. Bun, să mergem mai departe. Asta este un gen de carte foarte poetică, foarte, foarte delicată, foarte frumoasă. Eu vă spun sincer că, în general, prefer cărțile care sunt un pic mai alerte, cu un pic de acțiune, cu un pic de umor și știu că, mă rog, preferință personală, fiecare cu preferințele lui. Și știam că e o carte foarte faină, ilustrația era foarte, foarte frumoasă, dar nu mă așteptam să-mi placă așa de mult. De fapt, e o poveste foarte frumoasă despre o fetiță care se împrietenește cu ploaia, iar ploaia ulterior o caută și dintr-o zi ploioasă și o zi destul de neplăcută așa pentru majoritatea oamenilor, mă rog, lucrurile se transformă și sub efectul ploii natura înverzește, florile înfloresc, insectele se trezesc la viață și așa mai departe. Este extrem de drăguță și îți lasă așa un sentiment de feel good foarte, foarte. Mi-a plăcut mult de tot, o să o pun în borcanașul de povești pentru weekend și vreau să vă citesc ce a scris, mă rog, o citat din ilustrator de pe coperta 4, pentru că mi s-a părut foarte frumos. Îmi doresc
ca toți oamenii să aibă cât mai multe clipe minunate și pline de inspirație. Trebuie să ne iubim, iubire, get it, să ne ajutăm între noi și să împărtășim unii cu alții și momentele frumoase și cele mai dificile. Fiecare zi e un miracol, fiecare zi e unică. Mi se pare foarte frumos. Vă recomand această carte, măcar să veniți să o citiți aici, să vedeți cu ce stare bună așa o să vă lase. Este foarte, foarte faină. După care urmează asta, când tata mi-a arătat Universul de la Ulf Star, cel care a scris și Poți să fluiere Johanna. Doamne, ce mi-a plăcut această poveste! Este atât de simpatică, ilustrația este splendidă, o să o vedeți. Îmi place foarte mult și formatul ăsta mic, ăsta este un format clasic așa pentru cărțile pentru copii, ăsta e un format mai mic și un pic mai comod și mie, sincer, îmi place foarte mult. Și este vorba despre un... E povestea unei amintiri pe care o are un băiețel cu tatălui într-o zi când tatăl a decis că el este suficient de mare ca să-i arate universul. În consecință îl duce pe un deal în apropierea casei și îi arată universul, îi arată stelele. Numai că este scrisă într-un mod foarte drăguț și ne arată experiențele diferite pe care le avem, experiența diferită pe care o are adultul versus experiența pe care o are băiețelul. Pentru că tatăl era așa un pic pătrunz de solmitatea momentului, îi arăta stelele, îi arăta constelațiile și băiatul se uita de jur împrejur și wow, iarbă, universul e așa de frumos. Nu, trebuie să te uiți în sus. Ok, deci universul este acolo. Este absolut delicioasă și iar e o carte care te duce așa în copilărie și te lasă cu un sentiment foarte plăcut și o să intre în borcanul de povești și eu sper ca asta să fie trasă la sorți din borcanul de povești în cazul în care o să putem să facem story time sâmbătă la ora 11 cum ne propunem. Bun, deci ambele sunt super drăguțe. Le găsiți și la noi pe site, o să vă las link-uri în descriere, așa se zice, în descriere. Da, bun. Și voiam să vă mai arăt această carte, Enciclopedie Laic, de la Catartis, care a scos o nouă enciclopedie după cea cu Reciful, da, cred că prin Recif se numea, a scos această enciclopedie în care detectivul Danny Dodo, această pasăre foarte smart, ne poartă să descoperim diverse animale din istorie și de pe planetă, așa în general. Toate sunt personalizate, fiecare are câte un nume, fiecare are anumite obiceiuri. E o modalitate așa, un pic story-like, să învățăm puțin despre animale. Ilustrația este foarte faină și relativ apropiată de realitate, așa că și putem să recunoaștem animalele ulterior dacă le vedem pe undeva. Și este foarte distractivă, merge și pentru copiii mai mici, dar și pentru copii până în 6-7 ani, e destul de faină. Și este destul de mărișoară, așa, un pic consistentă, după cum vedeți. De-a lungul a mii de ani, sute de specii de animale minunate au dispărut. Danny Dodo, cel mai mare detectiv de animale din lume, pornește în căutarea lor. În interiorul acestei cărți vei găsi notițele sale cu privire la dispariția lor misterioasă. Am aflat câteva chestii interesante răsfoind această carte, numai că între timp le-am uitat, din păcate, așa că nu pot să vi le reproduc. Bun, și ajungem la ultimul titlu. Labirintul lui Pan, Labirintul faunului, de Guillermo del Toro, sper că am pronunțat corect, și Cornelia Funke. Asta e o carte pe care am luat-o din librărie acum câteva zile. A venit astăvară, a apărut astăvară la Arthur in Fantasy și am luat-o în librărie acum câteva zile, gândindu-mă să mă uit pe ea, așa, în ideea filmului. Și într-o noapte aveam o insomnie și m-am apucat să o citesc. În consecință, n-am mai dormit deloc, pentru că este extrem de captivantă, e foarte faină, am scris și un post despre ea. Este un dark fantasy din ăsta, cu Ofelia, o fetiță despre care descoperă despre ea că de fapt e o prințesă din regatul subteran dispărut, este extraordinar de mișto. Și ce este interesant este că e o carte care e făcută după un film. Apparently există acest film, Labirintul faunului. Mi se spune că da, există, pe care eu sincer nu l-am văzut, nu știam, cred că aveam ca idee. Este foarte bun, mi se fac semne că este foarte bun. Cartea cred că este și mai bună. Cartea a fost făcută după film, este scrisă de regizor, de regizorul Del Toro, care a colaborat cu Cornelia Funke, care este o autoare germană pentru copii. Acțiunea este întreruptă așa de câteva basme care eu nu cred că sunt în film, pentru că ele susțin cumva acțiunea principală și îmi place foarte mult. E un pic dark, sunt unele scene mai agresive, să zicem, un pic sângeroase așa pentru copii, pentru că apare și un personaj negativ, capitanul, care omoară niște, mă rog, gherile de rezistență din Spania, are și un pic de zonă istorică așa.
Deci, editura recomandă pentru 12 plus și eu aș zice că nu e o carte pentru copii prea tineri și prea sensibili, dar îmi place foarte mult că are și niște observații foarte juste așa asupra naturii umane. De exemplu, bineînțeles că nu am subliniat în ea, dar mi-aduc aminte că erau niște observații de când Ofelia ajungea, nu mai țin minte exact în ce punct, în care se speria, făcea uneori ne teamă de lucruri, chiar dacă ni le dorim, ceea ce este foarte corect. Și nu știu, îmi place, mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare o carte extrem de, care te ține foarte tare și foarte captivantă și foarte deșteaptă în același timp. Și bine scrisă, pe capitole scurte, ușor de urmărit. A, și este și ilustrată. După cum vedeți. A, trebuie să ridic. Ok, o ridic. Așa. Da, e și ilustrată și îți dă un feeling foarte cinematografic, așa, îmi place foarte mult. Acestea au fost noutățile. Mai avem și alte noutăți în librărie, pentru că acum este sezonul în care toată lumea vine cu lucruri noi, în așteptarea știm noi cui, dar le mai păstrăm și pentru săptămâna viitoare. Vă aștept în weekend la librărie, cu condiția să nu existe vreo restricție, vreun lockdown, îmi pare până atunci. Dacă o să existe un lockdown, o să scrie undeva jos că nu vă mai aștept la librărie, dar nu cred că o să fie cazul. Sper să fie vreme bună să facem story time, dacă nu, oricum, poate ne vedem așa puțin. Săptămâna viitoare ne vedem luni online cu Aura și ținem legătura.